Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Câți abonați mai aveți pe YouTube? Pe ce? Pe YouTube? Pe YouTube, pe contul fiecăruia. Eu am 11 milioane, dar normal trebuia să fie 12. Nu m-au plecat de nici. Eu cred că am vreo ori 3000, ori 4, nu știu câți da? Am. Eu cred că am vreo 800. Tu ai canal 3-4 de YouTube? Mii. Ce da. Oameni, da. Și ce în canal? Da, nimic e interesant. Ce, nimic, da. Cele mai urmărite conturi sunt așa, deci pe primul loc T-Series, e un cont ăsta indian, de muzică. Pune muzică, în hindi. În 1470, iertați. Da. Pe locul 2, Cocomelon. Cocomelon pune, este de educație și pune melodii pentru... Așa și sună, Cocomelon. Da, Cocomelon. Melodii pentru copii mici, 158 de milioane, după care tot ceva din India, Sony Entertainment Television India, 155. Știi, nici nu e fair să-i numeri. Cocomelon adică sau Sony top. Sau India? Nu, pe indieni. Pe indieni, da. Și pe locul 4, Mr. Beast. Mr. Beast este... Asta e foarte tare. Băi, are 150 de milioane, 151, e în engleză. Este super faimos, super bogat, face evenimente și concursuri super scumpe pentru fanii lui. Îi premiază, le dă niște premii extraordinar de spectaculoase. Adică sute de mii de dolari, de fapt. Cam astea sunt. A, cred că am auzit ceva pe la Fimiu, da. Da, și cum a devenit faimos? El a prima dată a postat când avea 13 ani, a încercat ceva, dar a dat lovitura când a numărat live până la 100 de mii. Pe YouTube. Tare. A început să numere. 1, 2, 3, 4 și s-a filmat live. Mm. Și așa s-a viralizat. Și trebuie conținutul să fie da. Accesibil. Da. Și după aia s-a uitat cum se usucă vopseaua pe un perete timp de oră. Asta aș putea să fac și eu. Și asta a mers foarte bine. S-a făcut. S-a făcut. Trebuie să alege altceva. După aia a încercat să stea sub apă 24 de ore și n-a putut din motive de sănătate, a renunțat după un timp. A încercat să spargă un geam cu megafoane. Bun asta. Și așa, cu sunet. Da, și așa da. Mai departe, idei de asta, după care evenimentele lui au tot crescut în complexitate, a început să dea premii uriașe fanilor și a extins afacerea, acum are lanț de restaurante, haine, cosmeticale și o avere estimată la peste 50 de milioane de dolari și recent a terminat de cumpărat o stradă, practic, cu toate casele de acolo, pentru el și pentru angajații lui. Mamă, ce tare! Deci a luat o casă pe o stradă și după aia lăsă... S-a început să mai ia case. Casa. El e de undeva din Carolina de Nord, într-un orășel, Greenville, 87.000 de locuitori. Ia vezi, mă, eu am cont de YouTube. Dacă ai cont de Gmail, ai și cont de YouTube, da. Gata, să ne apucăm. În 2018 a achiziționat prima reședință, 320.000 de dolari, unde stă cu familia și după aia a cumpărat încet, încet și cu toate celelalte proprietăți și asta are, cu totul acum are, cred, 6 case. Hai, mă, pe care le-a oferit angajaților. Da, România hai de să la facem și noi astăzi. Putem să alegem strada? Ce stradă ați vrea? Da, România de la 6 case sus. Mai ca domnului mai Chiselef. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.